Sunt fericit că încă o dată pot să mă prezint înaintea dumneavoastră într-o stare de sănătate, mărit să fie Domnul Isus Hristos, și într-o stare de bucurie că Hristos a înviat. avem în față o Evanghelie așa de frumoasă pentru azi. Evanghelie însemnează în definitiv veste bună. Și avem azi o veste așa de frumoasă și așa de bună, aducându-ne aminte că în istoria omenirii s-a întâmplat ce nu s-a mai întâmplat până atunci și nu s-a mai întâmplat de atunci până azi și nu se va mai întâmpla până la împlinirea tuturor lucrurilor în noua împărăție, ca oamenii morți să învie ca să nu mai moară. Glorie Domnului! Mulți oameni au murit pentru câteva ceasuri sau chiar pentru o zi-două și au revenit la viață. Dar iarăși au trebuit să plătească același tribut, să moară. Toți cei din Adam trebuie să moară. Dar, fiindcă Iisus Hristos a venit și s-a intitulat Bar Enaș, fiu al omului, și-a luat trup de om, a luat asupra lui povara omenirii, cum am să amintești la ora de rugăciune? Apostolul Pavel în Colosen ne spune că el s-a făcut păcat pentru noi, ca adică s-a îmbrăcat cu păcatele lumii întreji și adunându-le pe toate într-un mănunchi le-a numit păcat și El s-a făcut păcat pentru noi. Ca noi să devenim prin credință în jertfa sa lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Și aceasta, pentru cine crede, pentru cine dorește cu ardoare să-l vadă pe Isus? Pentru cine plânge în așteptarea întâlnirii cu Isus? Pentru cine nu poate plânge și tot ce face, face râzând ca pentru o glumă? nu ajunge să-L întâlnească pe Isus. În Sfânta Evanghelie de azi avem trei persoane căutătoare să găsească pe Isus. Prima persoană a fost cea mai păcătoasă persoană, dintre evrei zilelor de atunci. Maria Magdalena, Maria din satul Magdal. Dar care a devenit prima evanghelistă a lumii, fiindcă ea a spus întâiași dată, a înviat Iisus. Dar e nu râdea, ea nu era distrată, ea era împovărată de dorul de a-L vedea. Că am viat, am viat, dar unde-i? că mormântul am văzut că a rămas gol, că piatra am văzut o răsturnată. Sigur, am viat. i a crezut în vierea. Și mari apostoli, ca Ioan, apostolul iubirii, ca Petru, apostolul credinței, N-au putut crede. Asta scoasă din adâncimea păcatelor. E numai faptul că nu l-a mai văzut unde trebuia să fie, a crezut că am viat. Și a fugit la ucenici și le-a spus am viat Isus. Dar ucenicii au crezut că asta e o glumă, e bazmă. Cum să învieze Iisus? Îi împiedica două lucruri mari. În prima dată, nu puteau pricepe că după Scripturi, Iisus trebuie să învieze în ziua întâi. Asta ei nu puteau, ei așteptau să treacă două, trei zile și apoi să învieze. Dar dacă s cotim ziua întâi vineri, ziua doua sâmbătă, ziua tria, era duminică. El nu zice altceva decât că am viat a, a treia zi după Scripturi. Duminica era ziua Domnului. Duminica era ziua din tâi. Duminica era ziua pe care Dumnezeu, despărțând întunericul de lumină, pe aceea lumină a numit o zi. Și aceea lumină a fost lumina care venind în lume, luminează pe toți oamenii care vor. Și atunci el trebuie, după Scripturi, să învieze în prima zi. Mărească-i să numele. Amen. Și a înviat. Maria îl căuta cu lacrimi. Dar nu cu lacrimi așa numai să curgă o lacrimă. El căuta cu lacrimi în ochi, cu lacrimi în Duhul ei, cu lacrimi în Sufletul ei. Și inima din ea plângea. De aceea, ea a alergat până când era încă noapte la mormânt. A avut vreme să fugă să spună la Apostoli a venit cu apostolii înapoi și i-a stat deoparte de ei. Apostolii nu credeau cum să învieză. Cum să învieză și noi știm că tot sângele din el a curs și a avut și inimă coasta și peptul înțăpat de o suliță mare. Și de acolo, când n am mai fost sânge, a curs apă. Cum să mai invieze un trup care nu are sânge? Dar el n am viat cu un trup care să depindă de sânge și de o inimă care să bată. El a înviat cu un trup de slavă, glorie Lui. Și înviind cu un trup de slavă, putea să se arate și putea să se facă nevăzut. Așa că el a văzut-o pe Maria prima dată, dar n-a zis nimic către ea. Au venit ucenicii. Ei nu aveau credința în vierii. Niciunul nu credea. În schimb, Maria, care stătea și ea acolo de o parte, lângă mormânt, plângea, plângea, plângea. Ucenicii le trebuia dovadă ca să creadă. Și cu adevărat au văzut dovada că fâșiile erau nerupte, nestăiate, întreji, numai golul feței din toată pupa aia era gol, dar în lăuntru nu mai era nimic din carnea trupului pământesc al lui Isus. Și când a văzut aceasta, am citit aici cu toții, au văzut și au crezut. Sunt oameni care nu pot crede decât cu dovezi. Dar sunt oameni care cred fără dovezi. Tot așa cu Toma. El a abandonat adunarea ucenicilor și n-a fost prezent în ziua învierii. Și când a venit la ucenici, i-au spus toți, noi am văzut pe Domnul. Eu nu cred. Cum să... nu cred, nu se poate. Măi, l-am văzut. Auzi, atunci o crede când pui degetul meu în semnul ăsta cuielor, unde a fost cuiu. În palmele lui Isus, Și când pui mâna mea aici în costă, să văd cicatricea aia, atunci voi crede, dar până atunci nu cred. Nu fă Domnul, vom înșela un în duh, că și ei crede, poate văd un duh, fiindcă o intrat prin pereți, ușile, jamurile, tot închis. Și el nu m-a apărut acolo. Cu adevărat, nu mai era trup ca trup omenesc, ce era un trup duhovnicesc și ca duh nu are bariere. Slăviți să fie Domnul! Atunci și lui a trebuit dovezi. A venit ziua când Domnul a străgat și pe el pe nume, dar el n-a plâns după Domnul. El era oarecum să văd, îi drept, nu drept, confuz. Dar Domnul l-a chemat pe nume Tomo. Vină și uite-te, mă, aici, semnul cu Adă mâna ta, mă, pune aici în costă, mă. Fii credincios și nu necredincios. Și Toma l-a recunoscut în că Iisus, prin expresia Domnul meu și Dumnezeul meu. Mărească-să Domnul! Dar Maria ședea afară și plângea. Plângând ea să ruga S a plecat ucenicii, s-a uitat iar în mormânt, nu-i, nu Atunci vede o înfățișare de îngeri acolo, dar nu prinde nici fiorii, nu prinde nici curiozitatea și unul strigă femeie, pe cine cauți? Nu e aici. Dar unde l-a spus să mă duc să-l iau eu? Și plângea mar. Plânsul din inimă, cu dorul de a-l vedea, să-l descopere pe Iisus slăvit să fie Domnul. Și n-a zăbovit să se uite la îngerii. Doamne, că eu sau tale care mă ascult să vezi un înger, apoi stam mirat și te a uitat la el, dar e nu. Îngerul pentru el nu era de mare valoare. Unde-i Domnul? s-a întors de la înger și cu ochii plini de lacrimi să uită prin grădină. Iată că vine înfățișarea unui bărbat. Eu uitându-se nu-l cunoaște. Nu-i cunoaște înveșmântarea, nu-i cunoaște fața nu-i cunoaște statura. Nu mai era cel ce a fost în trupul adamic. Era cu un trup duhovnicesc de slabă. Și îl întreabă, o întreabă, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți tu? Ea crezând că el ai stăpânul grădinii, grădinarul de acolo, i se adresează, Domnule, dar plânge grozav, unde l-ai pus să mă duc să-l iau? Atunci Iisus strigă cu graiul bine cunoscut de ea de dinainte, Marie, când a auzit vocea asta, Domnul spunea, oile mele cunosc glasul meu. Și Marie, prima oaie după înviere, a cunoscut glasul lui Isus. Rabuni, dar îndată dragostea ei de Isus așa l-a legat încât nu s-a putut smulge din legătura de dragoste a Mariei și a trebuit să-și ceară un fel de permisiune. Maria, nu mă Mai văzut, fie destul! Du-te acum și spune fraților mei la ucenici că am înviat. Spunele că le-am vorbit mai dinainte, mă vor vedea în Galileea, să meargă acolo, că acolo mă vor întâlni. Du-te și spune aceste vorbe. Dar Maria plângea. Lacrămile și plânsul fac rugăciunea ascultată. Necazurile te apropie de Dumnezeu. Perlele să fac în scoici atunci când înghite câte o bobă de nisip și atunci aia îi rănește în lăuntru ființa ei și lichidul care îl dă de acopere rana, depinde cât îi de mare, scoate perla. De multe ori, noi ne plângem de necazuri, de nevoi, dar astea, cum ziceau o cântare, nu disprețui cazul, durerea, nu lovi în necazul tău. Că cazul și durerea e un drum spre Dumnezeu. Te apropie de Dumnezeu. Rugăciunile îs ascultate atunci când te poți apleca înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi și cu dorință arzătoare. V-aș spune și o mică pildă. Evanghelistul Maier, un neamț, dar de origine neamț, altfel, din America, a plecat și el cu cruziera, plecând acolo... Capitanul de pe cruziere, cine era acolo, îl invită să țină o predică, știind că era bun predicator, la cei ce aveau bilete de clasa întâia în separeul lor acolo. Unul ateu sau ce fi fost el, musulman, care nu credea în Isus. Nu credea în Dumnezeu, nu credea în rugăciunile ascultate se duce și la audiază și el vorbește de rugăciunile ascultate. Dar când s o terminat, îl întreabă cel care l-a condus acolo, ce zici? Pentru mine este a vorbe goale, eu nu pot crede nimic din ce-a spus. Și fiecare mere la cabina lui. După o zi, ceva, îi invitat Maier să predice la cei care aveau bilete de clasa a doua. Și el, fără să-și dea seama, e cu el două portocale. Mergând pe drum să gândește ce am să le mânc acolo între oameni, ce? Dar imediat trecând întâlnește o bătrânică care durme dus într-un șeslon și cu mâinile stătea așa pe căpuțanele șeslonului. El în bătaie de joc se apropie de ea, ea, doarme dusă, îi pune o portocală în o mână, o portocală în alta altă mână. Se îndepartă, tot gândește că se scoală, dar nu se trezește. Se duce, ascultă iară predica, vine înapoi curios să vadă s-o trezit baba respectivă. Când vine, ea mânca portocală. Când o văzut-o mâncând, o întreabă, e bună portocala? E bună că tatăl meu e bun. Apoi consider că tatăl dumneavoastră o fi murit de mult. Nu? Tatăl meu e viu. Cum adică e viu? Apoi eu de șase zile am dus așa un greu mare, un rău de mare și mă tot rugam, Doamne, dacă ar fi cu putință să-mi dea cineva o portocală ca să-mi râu rău ăsta de mare. Și tatăl meu mi-a ascultat rugăciunea și în loc de una mi-a dat două portocale. Ateu stă pe loc, mă, de ce o trebuie să eu iau portocalele cu mine? Uite-mă, e adevărat, mă, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și evenimentul ăsta l-a făcut să tragă spre Hristos și să creadă. Slăvit să fie Domnul! Așa sunt oamenii. Unii nu pot crede numai dacă văd semne, dar unii cuceresc pe Iisus, prin ardoarea lor de a-L vedea în viața lor, în familia lor, în munca lor și cu lacrăm stăruie înaintea lui Dumnezeu și Isus să arată printr-un fenomen, printr-un eveniment ceva, mărit să fie Domnul, că avem un Tată bun care ne dă mai mult decât cerem. Amin.